Salut, prieteni! Mihai Stepanov cu un video nou despre un site unde putem primi 50 de dolari, dar dacă îndeplinim condițiile care se cer, pentru asta trebuie de trecut verificarea. Deci contul trebuie să fie verificat pe acest site. Cum se face acest lucru voi arăta acum. Pe urmă, pentru fiecare invitat, la fel se dă tot 50 de dolari, dacă el tot a făcut verificarea. Pentru înregistrare la primii 2000 SD, de ce trebuie cât mai repede făcut verificarea, pentru că sunt multe persoane care s-au înregistrat, dar cred că n-au făcut verificarea. Deci cum vedem noi că suntem verificați, deci uitați, așa, kick, scrie că sunt verificat. La persoanele care nu sunt verificate, când intră în cont, este așa ceva, și spune că treceți verificarea. Apăsând pe butonul acesta, noi trecem la direcția unde se face start kick, vedeți verificarea, în direcția a doua. Acum când intră aici, se vede că la mine deja verificarea este trecută. Vedeți și scrie că contul este verificat. Atent citiți ce se cere acolo. Deci apăsați pe start verificare și pe voi vă aruncă la un site aparte sub denumire de Fractal. Pentru acest site pe e-mailul nostru vine un link de trecere la acest site. Da, și verificarea la e-mail tot se face pe acest site. Când facem înregistrare, vine un astfel de link pe care trebuie să apăsăm. După aceea facem ceea ce am arătat până acum ca să ajungem la site-ul Fractal. Pentru asta vine un astfel de mesaj Fractal și Swan, vedeți împreună, deci o verificare care face un site specializat în verificare. Faceți verificare pe acest site, că multe site-uri deja încep să folosească astfel de site-uri specializate. Dacă ați făcut undeva pe un careva site, a doua oară pe alt site, dacă cer tot prin acest Fractal, de pildă, o să fie mai repede. Prima dată mi-e greu, deci apăsați pe acest buton de a intra în Fractal și începeți procedura de verificare. Ce cer e acolo, pas după pas, în final, dacă ați făcut tot corect, trebuie să apară așa ceva, că Fractal de pildă cu verde scrie că cu succes este adăugat la Swan. Pe urmă apare așa un mesaj că datele sunt adăugate și așteaptă verificare. Când verificarea este finalizată, vine un mesaj pe unde scrie că verificarea este trecută. Dacă ceva mai dorim să adăugăm, putem să intrăm, da. Deci, ideea că acest lucru este finalizat. Deci, scrie în mesaj. A doilea mesaj de la Fractal vine că este în verificare. După ce ați finalizat introducerea datelor. După aceea, intrați în direcția aceasta unde este un om cu alt om, aici e linkul nostru de referral, îl copiați și îl dați la alte persoane. Dacă vreți să faceți mai multe, oricâte 50 de dolari pentru fiecare persoană care se înregistrează și face verificarea. Primim nu un dolar, dar primim o monetă, lor Swan, care va apărea aici undeva prin balanță și aceste monete se pot depus la procente. 16% anual, dar tot una moneta dată ea trebuie de avut. Pentru ce? Pentru că în proporție de ce sumă aveți aceste monete Swan, se poate luat în credit altă monetă. De pildă, aveți de 100 de dolari, puteți să lăsați ca gaj această monetă Swan și să
Luați un credit de pe el. Eu așa site-uri vreau să am, pentru că banii care ai poți să-i cheltui, pe urmă n-ai ce lăsa ca gajă. De aici dacă se lasă ca gajă monetă dată, ea poate fi folosită mai multe ori. De pildă, aveți un proiect unde se poate pus la procente ceva, ați luat de aici împrumut, acolo pe site-ul cel ați făcut venit, s-a întors și v-ați dezblocat gajul care l-ați lăsat. Deci așa se procedează pe astfel de site-uri unde se dă în credit alte monete sau bani contra gajele care se lasă în formă de monete, nu de imobiluri sau altceva unde la bănci se lasă. Aici, deci, se poate folosi monete și asta e un instrument destul de bun, după părerea mea. Deci, trebuie de făcut cât mai multe înregistrări, dacă se poate, cu 10 oameni, de pe el puteți vă faceți un gaj de 500 de dolari. Cu 100 de oameni, 5.000 de pe el. Tot depinde de voi câte persoane reale o să puteți să aduceți, care vor face verificarea, cum am arătat în pașii mai sus explicați. În final, la voi trebuie să fie așa ceva, accountul este verificat. Da, și aici ea... Să nu pot adus bani. Uitați-vă, când vreți să faceți un careva depozit, inițial intrați în depozit și creați un portofel. Pildă stelar vreți să aduceți. Vedeți aici, eu n-am portofel. Mă, când o să apăs, o să creeze portofel. Pe care se pot trimite monetele din afară. Ca depozit și el pot rămâne ca gaj. Dacă nu aveți monete SWAN. Vedeți, s-a creat. Și a apărut adresa de portofel. Aici se poate copiat. Și mai departe. Deci un site destul de normal după mine. Cam atât ce am vrut spun, numai bine.